A fost posibil iar de nou. A căzut nu numai Rusia, Imperiul Rus, dar patru imperii deodată. A dispărut din istorie Imperiul Habsburgic, care mai spunea și Austro-Ungaria. A dispărut completamente. A dispărut și Imperiul German. Mai puțin cunosc, ori nu vor să vorbească despre asta. Al doilea Reich a dispărut, care a fost format la 1871 când s-a unificat Germania. După noi s-a unificat. Noi mică unire am făcut-o înainte germanilor și italieni. Italieni la 1870-71, da? Și germanii tot așa. Așa, deci ați spus despre două imperii. Austro-Ungar, german și care mai erau? Otoman. Otoman și cel rusesc. Armata rusă, care era pe teritoriul României, s-a dezmembrat. Adică Șerbaciov era comandantul lor, s-a bolșevizat, evreii au bolșevizat armata și au spus că voi nu trebuie să luptați pentru Rusia, să prefacem război Lenin. Pelticul ăsta, că el era cepeleag. Hrăia. Era un evreu, mai de capul lui acolo. Că numai geniu n-a fost. A spus să prefacem război imperialist în război civil. Și l-au făcut. Și armata au început să se îmbrățișeze cu cei din Austro-Ungaria. Și aceia au pierdut război și ăștia au pierdut război. Și se pupau acolo pe front și nu luptau. Și s-au prefăcut într-o bandă. Și ei veneau pe teritoriul Moldovei noastre, adică a Republicii Moldova de azi și nu numai, cum spunea atunci, teritoriul Basarabia. Și ei veneau aici și făceau fără de legi. Dar la noi a avut loc un congres la Odessa a militarilor moldoveni, pe urmă la Chișinău a militarilor moldoveni și au format sfatul țării, un organ legitim, legal, tot cum trebuie, știi? 44 deputați erau de la soldați, de la ostași, tot a fost făcut cum trebuie. Ei au declarat de la început Republica Democrată Moldovenească și tot în ianuarie au declarat-o și ei, ceva cu Marea Unire, mă rog, aveau un simț de patriotism în ei. A fost greu și atunci. Și dacă au început, a venit bandele astea de pe frontul românesc, prădau, ardeau, omorau aici, în Basarabia, ei au fost nevoiți să declare independența acestei republici. În 1918, în ianuarie, au declarat independența. Dar nu puteau sta în cale. Aveau niște cohorte de militari moldoveni. Dar nu erau în stare să le stea în cale la bandiță. Ăștia că ei erau toți înarmați. Pentru o jumătate de litru putea să-ți dea un tun. Așa armată era aceea. Pentru o jumătate de litru. Pentru băutură. Nu mai vorbim de o mitralieră, etc. Iată așa armată. Năvăliți aici la noi. A noștri, ăștia de la Pelevan, Inguleț, au cerut ajutor Ciuhureanu, au cerut ajutor de la Antanta. Antanta a spus că noi nu vă putem ajuta, că nu avem armată. Haideți să explicăm ce forțe făceau parte din Antanta atunci. Două blocuri militare au fost. Antanta era Marea Britanie, Franța și Rusia. Și puterile centrale sau tripla alianță, Germania, Austro-Ungaria și Italia. Acestea erau două blocuri militare antagoniste, dar pe urmă Italia a ajuns și ea de partea Antantei și România la fel. România era de la început dar în secret, cu tripla alianță, dar pe urmă pentru Transilvania a fost nevoită să lupte și a luptat cu tripla alianță împotriva lor. Adică și s-a aliat cu Antanta. Și această armată s-a dezmembrat, s-a descompus, era o bandă și s-a ajuns să ceară armată, să-i apere. Dar România și ea era numai pe teritoriul Moldovei ce ea, de peste prut, pentru că ei încheiasă pacea de la Buftea cu Germania și cu Austro-Ungaria, Bulgaria. Țara și era ocupată acolo, era numai Moldova. Și Antanta le-a spus românilor, bă, ajutați-i voi de acolo. Și le-a spus la moldoveni, numai ei pot să vă ajute. Și au venit aici și bolșevicii, evreii ăștia, chiar al de roșali, tot evreii erau, majoritatea, au fugit toți, parcă s-au evaporat. S-au depus o rezistență oarecare la început, la ghidighii, ce a fost prin locuri așa câte o... Dar au venit vreo două, trei divizii românești și în scurt timp au fugit toți, că erau niște teroriști, niște bandiți al de Grigori Kotovski, și ăsta a încercat. Niște hoți. Kotovski a fost hoț să lege la Odessa. Toți erau, dracu știi de pe unde, de pe guvernele Rusiei, de undeva, ce aveau ei cu noi. Tot așa cum în ziua de azi, așa de Climianco în Chișinău, a venit în deplasare și nu se duce acasă.
Tot așa cum era Vadim Mișun și avea grijă de limba moldovenească, mai de una de dat colțul Hrenova, avea grijă că e limba moldavă. Ați auzit-o? Ați văzut-o? Dumnezeu să o ierte că despre mortul îți vorbești, dar ei trebuia să bagi în chestia asta. Cine a venit cu inițiativa de... De unire? De mare unire, da. I-a impus timpul. Că dacă îi omorau, aprindeau conacele, aprindeau casele, prădau. Dar inclusiv pentru a apăra teritoriul ăsta. Adică da. Soluția să te unești, să fiți mai mulți și... Și atunci a lucrat Constantin Stere, Inculeț a venit de la Petrograd cu 40 de comisari acolo, el era comisarul principal, să instaureze aici puterea lui Kerenski. Dar pe urmă și-a dat seama că el totuși e român, că e moldovean. Și s-a întors cu tot un alt parte, tot așa cu Constantin Stere a venit, care era de mai de mult în Moldova, ceea de Pisprut. Și au dat seama, nu a fost ușor, s-au convins, s-au văzut că n-au încotro. Și asta i-a scăpat pe moldovenii noștri, dintre Nistru și Prut, din războiul civil din Rusia. I-a scăpat de foame din 32, i-a scăpat de războiul civil, că era să-i mai omoare. Și n-au fost omorâți. Dar nu-și dau seama acum. Și încă un lucru. Deci ne-au dat nouă românii știință de carte în primul rând. În fiecare stat aproape au construit câte o școală. Ce au făcut românii? Au dat știință de carte. Tatăl meu avea 4 clase românești, dar cele 4 clase românești băteau institut sovietic. Brigadierii de la mine din sat, majoritatea erau cu 4 clase. A mai fost unul Gheorghe Corlăteanu cu 7 clase, acela a fost și pădurar și brigadier. Unul Tudor Toacă, tot așa, cu 7 clase era. Mai mereu, șef de fiarbă, ce vrei a fost. Cu 7 clase puteai să-l pui ministru. Așa oamenii învățați erau. Cu 4 clase, destul de bine știau, nu știau numai algebra. Ei n-au avut de față cu algebra. Da, eu știu tata. Și vorbeau o limbă frumoasă. Am înțeles. Deci au fost mai multe avantaje decât dezavantaje, da, în urma acestei mari uniri. Puțin dintre cei care acum sunt, gen, tineri, 25, 30, 35, 40 de ani, știu despre chestiile astea. Adică, parcă, nu s-a prea vorbit la lecția de istorie despre avantajele astea. Și existau sperietorile astea că erau bătuți în perioada aia de profesorii români cu le dădeau pe degete și tot așa mai departe. Păi eu, și noi am fost bătuți la sovieti. Moldovenii noștri ne-au bătut la școala de englingeni, erau niște învățătoare așa de cam de 100 de kilograme, nu își făcau băie de falcă, îl hăleau, directorul școlii avea un fir împletit în trei, da, pe spinare și la noi s-a bătut, mai mereu. Încă un moment important în istorie care ne-a influențat și pe noi, al doilea război mondial și schimbările teritoriale după, pactul Ribbentrop-Molotov. Dacă puteți să explicați acest pact, cum a făcut ca teritoriul ăsta, care este acum Republica Moldova, să ajungă în componența Uniunii Sovietice și cum s-a ajuns la acest pact? Prin pactul Molotov-Ribbentrop. De ce Republica Moldova cumva a fost bun, că nu era atunci Republica Moldova, cum o știm noi acum, era... România. Iată ce era. România mare. Da. Deci de ce numai partea asta de pământ a fost cedată Uniunii Sovietice? Hitler cu Stalin s-au înțeles numai pentru Basarabia, dar ei întotdeauna au pofti mare ăștia, imperiul ăsta rus. A mai luat și Bucovina de Nord. Dar Bucovina de Nord niciodată n-a făcut parte nici din Ucraina și nici din Rusia. Dar și ținutul Hierța. Deci... Da. Dar știi ce au scris acolo? Sunt documente. Ca compensație că 22 de ani voi ați ținut Basarabia. Nu că avea asta dreptul. După... Și încă din fugă au trecut și în ținutul Hierții, care nici nu era în hartele cele. Dar cum s-a pomenit ținutul Hierța acolo? Păi au trecut ca porcul, nu știți cum. O așa, că să mai au trecut acolo și au plăcat și gata. Și iată așa. Deci e ocupat România nu avea putere atunci să ne țină alături România de ei? România n-a vrut să opui rezistență regele la timp. În caz contrar ce era? Război? În caz contrar erau vreo 200 divizii la hotar. Dar era al doilea război mondial. România putea să se alieze ca să ne țină uniți. Al doilea război mondial l-au început rușii cu Germania împreună. La 1 septembrie l-a început Germania nazistă. Dar ei erau deja prieteni aliați. Din 1939 la 23 august ei erau prieteni aliați. Adică România nu avea de ales. Nu avea, din cauza că și Germania îi presau. Și acolo s-au înțeles cum împart țările. Dar de ce Republica Moldova sau teritoriul ăsta era prioritar pentru Uniunea Sovietică? Gurile Dunării, domnule. Nu mă înțelegi de ta. Gurile Dunării. Era în Basarabia. Doar ăsta era interesul primar. Spunea că călăul cel păi de la... Păi dar nu pământul nostru, fertil, cu mult ciornoziom și mai puțin. Spune că călăul cel de la Moscova, Stalin, îi arăta filmul
Și era ta fel de fel, că au fost meeting-uri, printre niște minciuni, cu oamenii noștri nu știau rusești și nu puteau să facă meeting. I-au adus fel de fel de evrei, de ucraineni careva acolo, le-au pus niște transparente. Dă-ți drăsfăi să vezi că e pe Sarabia. Care? Mama mea de-a doilea vitregă a murit și nu știa rusești. Ea era să ia să strângă acolo, dă-ți drăsfăi. Dar cum s-a întâmplat asta? Iată, aici cei care locuiau pe teritoriul de atunci, de acum al Republicii Moldova, atunci era partea României. Ei vorbeau limba română, învățau în limba română. Întotdeauna. S-au pomenit la un moment dat să înveți în limba rusă, literii rusă. Cât de mare șocul a fost pentru cetățenii? Nu știți, prostii s-a mai scris în ultimatum încă. Care? În ultimatumul sovietic s-a scris așa. Освободить Бессарабию, которая заселена главным образом украинцами и должна объединиться с Украинской ССР. Unde erau moldovenii? Ăștia care vor să fie moldoveni acum. Unde erau? Unde erau ei? Nici în pomină nu erau. Ei uneau pe ucraineni cu Ucraina. Păi asta e argumentul Davidescu, lor, dar aici erau mulți moldoveni, români. Davidescu le-a spus, ambasadorul român, știa rusește și i-a spus, tam malo ucraințov. Molotov a spus, budut bolșă. Iată așa i-au dus pe noștri în Siberia. Iată așa le-au făcut foame. Haideți să luăm pe rând. Deci ei... Actualul teritoriu al Republicii Moldova, Basarabia de atunci, Bucovina de Nord și Ținutul Hierța au intrat în componența Uniunii Sovietice. Au ocupat. Asta au fost o ocupație. Da. Pentru că au schimbat limba, alfabetul, ce vrei au schimbat. Bisericii le-au închis, le-au stricat. Ce a urmat? Cum arăta viața în perioada sovietică? Nu știu, după deja sunt oameni care descriu ca o perioadă frumoasă, perioada sovietică. Dar dacă vorbim că au urmat foamete, au urmat deportări și după aia un soi de liniște. După deportări. În Uniunea Sovietică au trăit trei categorii bine. Nomenclatura comunistă, curvile, biețăvii și hoții. Curvile? Da. Ăștia mai mereu au trăit cu toate regimurile. Și ei sunt nostalgici, da, după omul perioada. Omul muncitor nu. De ce? Din start cum au venit, au adus niște nespălați din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească să ne învețe pe noi limba. Au venit cu gât legău, cu fel de fel de vorbă. Că dacă vă spun, îți muri de râs. Dar mai sunt și pe lângă gât legău? Da. Fel de fel de prostii vorbeau. Tatăl meu care avea 4 clase românești, râdeau mereu oamenii. Și limba e asta că profesoară, învățătoare era mai proastă decât elevii noștri care termina spațiu clasă. Ei au venit să învețe un soi de limbă moldovenească. Da, 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 de pe Sinistru. Ca să facă divizarea asta. Așa, într-un an de zile 300.000 de oameni au dispărut din Basarabia. Într-un an de zile, i-au împușcat în Siberia, etc. Iată, dragostea. Asta când au fost deportările oficial? Asta în 1941 deportările i-au dus până la Odessa și nu i-au putut duce mai departe cât înaintau germanii și i-au împușcat în vagoane. Tot oameni deștepți, oameni cu studii. Ce ai mai deștepți? Lor proști nu le trebuia. Haideți că ajungem acuși la deportări. Pe mine mă interesează mai mult. Apoi luăm la rând. Haideți. Cum au venit ei atunci la 1941, 40, până în 41 au schimbat alfabetul, au făcut alegeri, printre altele, Republica au proclamat-o la Moscova, nu la Chișinău, nu noi am proclamat, ei de sus. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Da, da, da. Și au descompus Basarabia, au luat o parte din județul Hotin, au luat Cetatea Albă și Ismailu și 6 raioane din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cum e Bârzul, Balta, etc. Au trecut la Ucraina, etc. Au făcut o struță cămilă, că numai țară noi. Și în 1941 până în 1944 s-au întors administrația românească, a fost război, știți deja toate chestiile. Din 1944 s-a început mai mare calvar. Au început să ia în fond armatii sovietici de la țara noastră. 44, 45, 46 au luat tot, au măturat podurile în fondul armatii, dracu știi în care fond ce-au făcut și au făcut o foamete. Nu lăsau nimic. Absolut. Nu conta, erau copii, nu era. Deci copiii rămâneau morți de foame aici. Da. 300.000 de oameni. Dar cine a dat așa dispoziție? Nu că a dat dispoziție. Foametea în 46 era pe tot teritoriul Uniunii Sovietice. Bun, că fost secetă și tot așa mai departe. Bun, afară de asta. Ei aveau pâine, vindeau cereale pe hotare. Dar mai hrăneau Germania Democratică, Germania, Polonia, toate țările astea după război, le hrăneau pe cei, că erau mari internaționali. Dar și pe moldoveni au lăsat să moară de foame. Cel mai rău în Moldova. Este un film acum făcut de un rus din Moscova. A găsit el acolo în arhive și el scrie omul ăsta. Nu i-am reținut, dar cu ei trebuie pe internet să poate găsit. Golod 46 god, așa e scris acolo. Și acolo e scris așa, că cel mai mult a avut de suferit Republica Moldova.
Haideți să explicăm ce a însemnat această foamete. E adevărat că oamenii se mâncau unii pe alții? Da. De vii? Da. La mine în sat au mâncat o femeie, un om, o familie, bărbat și soție. El încă fusese la front, Sarmanu. Și pe cei, ei erau distrofici, adică erau bolnavi de distrofie. N-aveau ce mânca. I-au legat, prin Soviet Sătesc, i-au legat de sani, era iarna. Și i-au trăit până la Soviet Sătesc pe o mătă, așa, și i-au dus și nu știu unde au murit și ce s-a întâmplat cu dânsii. Eu am documentat tot, am căpătat o copie a KGB-ului sovietic, unde au avut loc. Numai în 1947, în luna februarie, au avut loc 43 de cazuri de canibalism. Numai într-o lună 43. Și timp de un an. Dar foamete a fost, în afară de foamete, ăștia, bețivii, prin sate i-au pus pșini, prin niște bețivi, niște proști, niște răi, președinți sovieti sătești, n-au avut grijă de populație, i-au umplut păduchii, că vine epidemia întotdeauna cu războiul. Cum? După primul război mondial a fost gripa cea spaniolă, s-a văzut de asta. După doilea război mondial a venit tifus și malaria. Tatăl meu mi-a povestit că a fost bolnav. N-au avut grijă de populație. Și n-au murit ăștia, aici încă și foametea. 300 de mii de oameni s-au dus în afară că se mâncau unul pe altul. Și-a mâncat mama copilul de 6 luni, de 6 ani, l-a născut și l-a mâncat, etc. Sau cei mai mari. Dar de unde ați luat informația asta? Ele sunt KGB-ul documentate? KGB-ul sovietic, este. KGB-ul sovietic a scris în taină la Moscova ce și cum s-a întâmplat aici și cum trăiește lumea. Nu și după, istoricii au avut acces la aceste documente. Acum, că erau unii sovietici, nu spuneau. Noi știam, părinții ne povesteau. Tatăl meu plângea și spunea. Și se întâmpla la mine cu pâinea. Dacă eu scăpam o bucățică de pâine jos, o scăpam jos. M-am mățat așa. S-o rădic, s-o suflu și s-o mănânc. S-o pup și s-o mănânc. Așa m-am învățat. Și numai cu mine. Dar tatăl noastră și mama de ce au trecut prin foamete? Tatăl a avut vreo 10 frați și surori, au murit toți. I-a murit tatăl lui. Atunci, în anul ăla de foamete? Da, 47 a murit bunelul. 53 de ani avea. Dar cum trăiau ei, cei care nu... Vaca au avut. Asta i-a salvat. Tatăl meu a avut vacă și a fost după niște tăiței, jom îi spunem noi, când ne-a tăștit ce e asta de la nord. La Ivano Frankovsk încolo, la Stanislav, ei spuneau în Polșa, adică în ăsta, Ucraina de vest, orașul Stanislav acum se numește Ivano Frankovsk. Iată, pe acolo au găsit ei niște morți cu borhod de ăsta, niște gropi cu borhod, că mi-au spus oamenii pe viu că ajungeau unii acolo și pârpâleau, prăjeau nițel pe o tablă și acolo și murea acolo lângă groapa aceea. Alții au venit acasă cu tobăltoacele și făceau un fel de turte și ceva acolo. Cam așa au scăpat. De asta la nord sunt turte cu sfeclă de zahăr. Ele nu sunt tare bune. La noi un soi de plășinte. Nu, la noi se făcea plășinte pe urmă. Nu sunt buni strașnic. Nu. Îi punea halvaua, asta e alt treabă. Dar borhotul, asta numai la animale îl dăm. Ei borhotul aduceam. Oamenii mor de asta? Ei nu mor. Dar ce mâncare acolo? Dar ce mai mâncau? Eu am înțeles că mâncau lobodă în perioada aceea. Nu toată lobodă. Care a mâncat lobodă de cei porcească? Se înflau și mureau. Mi-a spus lumea pe viu. Dar ce au mai mâncat? La munca câmpului îmi povesteau femeile, plângeau, Doamne. Când mi-aduc aminte, îmi venea plâng și mie. Mâncau stegea, urzicile, floare de salcâm, culoșei din albă. Da, numai lobă de asta nu mâncau. Știri n-am avut să mănânce. Mi-au spus că au încercat să mănânci cioarele și amară carnea și nu-i bună. Vulpea nu-i bună carnea. Câinii și mățile le-au mâncat. Nu numai. Dezgropau cadavrul și mâncau. Asta e strașnic. Iată așa am trăit noi. Dar asta un an a fost sau durat mai mult? Pentru că 3 ani cam. Se vorbește despre 46-47, dar o durat și până... Și o până a ajuns până. Când s-a rezolvat problema și cum? Adică asta, puterea sovietică știa că aici se moare de foame, da. Și ei nu interveneau. Vă spun de ce știe. Kosygin, un om responsabil, un om deștept, a fost prim-ministru. Era în guvern și Stalin l-a trimis în Moldova. El a venit așadat într-un vagon de cale ferată. Așa se spune. Și ce e în vagonul ăsta? Carne. În Moldova lăsați-l. Aici e pâine, lăsați. Dar pâinea putrezeau uneori pe la gară. Ei numai o luau de la om, dar nu foloseau. O putrezeau, dar nu le dau. Oamenii mureau de foame. Kosygin a venit și datorită lui s-au deschis niște
ospătărie, așa, cantini ceva. Au început să le se dea ceva la oameni. Bine, alta, astea sociale, un soi de cantini sociale. Un ajutor social. Și când s-a dus el la Moscova peste un timp, da, Stalin îl lua pe picior și întreba, gde e tot moldavski distrofic? Înseamnă că călăuște, ia că aici oameni mor de oameni. Dacă îl numea pe Kosygin distroficul din Moldova, moldavski distrofic. Dar asta s-a făcut cu scop ca să ce? Să mai rărească din colhoz, populația de aici? Să rărească populația băștinașă, să-i dea în colhoz cumva că oamenii aveau, cum tatăl meu avea 7 hectare, 6 lui, și mama s-a căsătorit în 49, i-a mai adus un hectare de pământ și el nu-i trebuia colhoz. Cu 7 hectare trăiai bine, mersi, nu mureai de foame în orice caz. Și lui nu-i trebuia colhoz. Dar ce s-a întâmplat cu cei care își ascundeau mâncarea? Porumb, grâu? Unii au ascuns-o în lejoancă, în gropi. Au scăpat. Au avut noroc. Le mai spuneau unii de peste Nistru. Erau și oameni buni de acolo. Nu toți erau teroriști. Și le spuneau la basarabierii noștri, bă, ascundeți pâinea, că noi am tras asta în 32. Asta vă așteaptă și pe voi. Ascundeți pâinea pe undeva, să aveți de mâncare, că o să vă iei tot. Că lor tot așa le-au făcut. În 32-33. Și au murit și acolo sărmanii. Și au avut de tras oameni și ea. Am avut-o și noi, dar mai puțin, că în 53 a zdohnit călău Stalin și după asta au început să le dea liber la ăștia care au fost deportați. Haideți să discutăm despre deportări. În 41 au început primele. Deportări, ele au fost câteva valori, cele mai importante. Politicile astea de colectivizare, de rusificare, represiuni politice, bun, ei au încercat să-i deporteze pe cei mai deștepți. Elita, oameni deștepți. Cum îi selectau? Cine făcea parte din elita atunci? Toți care au fost într-un partid. Țărăniți, nu, pentru că nu-i interesat. Țărăniți, liberal, îl luau. Toți polițiștii, toți învățătorii. Aveau nevoie de oameni deștepți. Păi ăsta nu putea prosti. Îl lăsa pe unul acolo, cam bițiv, și o punea președinte Soviet Sătesc. Și așa la părere jumătate de sat. Medicii, preoții, ce sunt? I-au fugit. Că au văzut, unii au rămas în 40 și într-un an de zile au înțeles care e viața la sovietici și au fugit în România, sărmanii. Dar cine făcea listele? Cine îi pâra? Parcă vă spun. Un bețiv era președinte Soviet Sătesc. Avea ură pe careva acolo din sat, putea să-l pună pe altul în listă, nu pe cel care trebuia, ca și cum după dânșii. Au fost în fel și... Adică tot cei de aici selectau cine o să fie deportați. Asta, ca și cum l-am auzit pe Voronin că-i prost, sau Dodon, care spun că noștri au trăit bine în Siberia, ăștia deportați. Nu! Asta a făcut-o puterea sovietică, sovietskaya vlasti, cu ostașul cu stea în frunte, cu arma care venea și căuta tot, că aici de pe loc eu până, da, corbi noi am avut, trădători am avut, șanse mai avem. Dar ei n-au făcut-o la inițiativa lor, că nu s-a stricat nici o biserică cu românii, nici germanii n-au stricat. Cine au stricat-o? Descreierații sovietici. Au făcut din mănăstirea curhi casă de nebuni, au făcut la Bălți pușcării în biserică, au făcut grajduri, au făcut brigăde tractoare, etc. Dar cu deportările veneau soldații ruși. Da. Cu înarmați, îi urcau în trenurile astea pentru vite. Vite. Dacă murea, l-arunca pe drum, nici nu îi hrăneau. Ce se întâmpla? Îi dădea cât? Foarte puțin timp la dispoziție să-și iau o haină sau nimic? Da. Stăteau cu o armă. Ca să-și strângă ceva. Întocmai. Cum se întâmpla? Erau deportate familii întregi sau doar bărbatul? Nu. Ei, sovietici întotdeauna au mințit. Ei spuneau că copiii nu răspund pentru părinți. Dar și copiii au luat. Sau numai pe copii. Se întâmpla că părinții au fugit. I-a luat numai pe copii. Adică părinții lăsau copiii cu gândul că nu o să ia și nu o să-i atingă și îi luau doar copiii. Și apoi pe urmă au fost diferite cazuri. Se duceau părintele singur acolo pentru copiii și ei. Cum te lepezi de copiii tăi? Doamne ferește, ce a fost. Mai scurt așa. Din 1940 și până în 1944, fosta Basarabie cu Republica Moldova, Cernăuți, etc., tot teritoriile astea, au rămas cu 1,5 milioane mai puțini oameni. Adică atâți au fost deportați? Sau? Deportați, omorâți, citau 1,5 milioane. Că s-a făcut recensământul. După recensământul din 1939. Dar cât timp ei se duceau... De ce erau deportați anume în Siberia? Ca să moară acolo? Sau să populeze zona aia? Să populeze, că acolo nu, ei și acum n-au populație. Și trebuia Norilsk să lucreze. Și Vorkuta.
Chemerovo, să scoată cărbuni, scoată aur. Magadanul trebuia să lucreze. Cine se duce acolo de voie bună? Ați văzut în film și îi spune. O să fiți pe la noi, pe la Coloman, intrați dumneavoastră. Și nu mai bine veniți dumneavoastră la noi. Să ne sminte film. Cine e bun să duce acolo să trăiască? Citiți-l pe Tolstoi. Dar ei nu au încercat varianta asta ca să îi motiveze oamenii să meargă acolo, fără să o facă forțat. Cum nu? Și nu mergea nimic. Au mers. Mai cu desă, se numea la școală, că îi duce pe ei la fabricile Zăvăscoia Bucenie. Și îi ducea la minele din Donbas. Cum nu? Și fugeau de acolo, și îi băteau, și îi puneau în pușcărie. Ei, n-au ce... Ei au făcut în fel și chip numai să-i ducă pe ai noștri de aici și să ducă altfel. Ce se întâmpla cu averea celor care erau deportați? Nici nu dovedea omul să iasă bine de o gradă cu mașina și ea încăvădăul încărcat și dus, că ăștia deja îmblau în izmenile lui, furau tot din caz și era... Ăștia cine? Aștia care au scris pe el că e bogat, că a avut deștia argați, etc. Vicinii, bucuroși toți, gulănimea. Buseșii, cum se mai spune la noi. Nu, mizerii, putem să le spunem. Da, dar tot era organizat de puterea sovietică. Cum era viața acolo în Siberia? Deci e adevărat că ei ajungeau și nu aveau nimic, absolut. Trebuiau să-și construiască case, mulți dintre ei mureau. Nu toți, dar majoritatea da. Mi-a spus cum vrei tu să populezi un teritoriu unde e foarte frig, ducând oamenii nepregătiți totalmente pentru frig. Unii s-au gândit și s-au luat de acasă ceva, haine mai grosuțe, s-au mai îmbrăcat, unii s-au luat ceva de mâncare. Au avut multe chestii cu ei, care au fost mai deșteptăței, care știau ce chestie. Dar e adevărat că îi băgau în trenurile astea pentru da. Vite și îi puneau atât de mulți acolo încât ei practic nu puteau respira. Și acolo năștea, acolo era viceu, murea acolo, l-a zvârlea jos. La o stație îi dau o caldare de apă, nici nu-l mai îngropa nimeni nimic, l-a zvârleau. Și ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia când cei din Siberia, o parte dintre ei, au revenit acasă? Nu li s-a dat nimic, absolut. N-aveau voie să trăiască în casa lui, în satul meu, măcar, să zicem așa. Unii n-aveau voie să trăiască în localitate. Cine a rămas aici? O luat toată elita? Cam da. O măturată? Cam da. Cam da. Și noi acum scurtăm consecințe. Culegem roadele. Tot asta ce vedeți dumneavoastră, că nu cred în Dumnezeu în altă, păi de unde dracu să creadă, dacă nu mă mărăstirea de la jap, ca matale lucra. De 23 de măicuțe, da, unica care au rămas deschisă. Da, biserici, 600 de biserici au fost închise. Popii exterminați, duși în lagăr, omorâți, la Baraboi, în raionul Râșcani, sau Don Dușeni, acum mi se pare că-i. L-au omorât popi și au dat foc la biserică. La mănăstirea Răciula, au omorât oamenii. Dar care era obiectivul lor? Bine, comunismul nu prevedea și credința în Dumnezeu, dar... Ei spuneau că religia este opium pentru popor. Este ce? Opium. Opium. Opium pentru popor. Adică asta i-a ajut cumva să... Dacă să mă înțelegeți așa, eu am văzut asta cu ochii mei. Să zic așa, mai moldovenește, curvi fățarnici erau. Ziua spuneau că nu-i Dumnezeu, dar noaptea pe ascuns cu ăsta, ferestrele astupate, își cununau și își botezau copiii, dar să nu-i vadă lumea. Aici asta uiți? Cei care... Sătenii noștri. Așa. Biserică în sat era, nu prea se rupeau, se rupeau ușa bisericii. Dar iar din nou, în toate bisericile este și atunci și acum, au ajuns capitani de la KGB. Toți ăștia, îi vedeți, uitați-vă la Marchel de la Bălți. Acela e popă? Dacă el e popă, să știți că eu sunt balerină. Ați văzut ce curte are? Dumnezeu i-a dat lui bani, i-a furat. E spinarea bunicilor celea care se duc acolo și pun câte lumânare și plătesc lumânare. Și că el sunt mulți? Nu au 10%. Că unii preoți trebuie să-l mai învăie. Tăiți-ți cu document de agent al FSB să o căgăbăul în buzunar și să agenții Rusiei. Îi vedeți că mai trec la Metropolia Basarabiei. Și acolo nu-i tot curat. Nu-i cred. Pentru că omul care își schimbă gândurile în toată ziua, el nu-i din nădejde. Cum era viața în perioada sovietică? Acolo ați petrecut tinerețea. Până în 1966. Stați o clipă. Ne-ați ce vârstă aveați? Deci aveați 30 ceva de ani când... S-a terminat Uniunea Sovietică? S-a terminat Uniunea Sovietică. Deci noastră, iată, la vârsta mea, încă practic... 31 erați... de ani. Eu am 32. Așa, eu am apucat anii 60.
am vorbit noi de deportări, toate astea. Anii 60? Da. În 66 m-am zis la școală. 7 ani, omul se trimite. În clasa 3 mi-au pus sapă mână. Până în 1966, în colhoz nu s-a plătit leafă. Dar pentru ce lucrau oamenii? Robi. Pașaport n-aveau nicăieri, nu puteau să ducă. Lucrau pentru 200-300 de grame de pâine. Mai cu seamă greu și porumb. Mai dădeau floarea soarele, ori ulei acolo. Și ne-ați stat prins vremurile alea? Da, sigur că. Vă duceați la colhoz cu toată familia? Cum funcționa? Aveați o anumită normă? Da, era norme. Până în 70 era majoritatea norme și eu mă duceam cu soară, țin minte, odată mama asta vitregă era bolnavă și noi am tăiat cu fratele și cu soară, Dumnezeu să-l ierte un frate noi, am tăiat tot porumbul, normele lui mama, le-am curățit cu căruțele carau, nu știu ce făceau cu strujenii. Mi-a spus careva că le strângeau pe urmă și le duceau la ferma de vite. Era mai rudimentar atunci. Că de la început scoteau speclășeie cu o furcă îndoiată. Deja când am ajuns eu, trei rânduri sălta speclășeia în sus cu tractorul și noi o luam așa și o băteam una de alta și făceam niște grămezi, din patru grămezi de astea, făceam una curățită ca să nu stea mașina mult acolo, cu mâinile se făcea tot manual. Se încărca cu furca și ei de cer. Au apărut pe urmă și niște încărcătoare, de asta mai târziu. Eu spun... Și cum, lucrați o lună întreagă și nimic, niciun ban? La sfârșit de an de 200-300 de ruble. Atunci au ochi așa. Și îți dădeau niște grâu. Și la godovoi o ciot, cum ziceau ei. O adunare de dare de seamă anuală. Pe atunci. Dar ce-i motiva pe oameni să meargă să lucreze? Dar nu motiva nimic, el se mea de Siberia. Dacă nu ești la lucru, puteai să te judici, că ești tuneiadis. Tuneiadis ăsta e putoare. Nu. Mai rău. Trândăm și simulant, nu vrei să lucrezi. Iată cum. Ca și cum era, știu, cu paie cu sabotajul. Pe lângă asta, pe lângă faptul că era colhozul și sistemul ăsta. N-am încotro, trebuie să ai o sursă. Ce viață mai era acolo? Din ce mâncați? Din ce trăiați? Aveți vacă? O puteți întreține? Aveați pământ? Tot e rău. Mai mereu noi am avut sau până la 10 oițe sau o vacă. Dar cu ce le hrăneați? Asta era atunci încă. Pentru că am avut... Are ăștia care îmi dădea nouă până la 30 de ari trebuia să avem acasă și undeva în câmp acolo, creșteam porumb pentru animale acolo și acasă și acolo și nu mai da de la colhoz și mai era borhotul ăsta de la sfeclă. Silosul ăsta? Nu, borhotul, tăiței, adică jomul. Și ăsta îl foloseam la vacă, la porci, dar la șuguruială. Dar la oi nu dădeam. La oi nu se dădea jom. Ele nu mâncau și oi. Oile mâncau fân. Dar păsări avea? Și strujeni. Păsări, da. Adică fiecare avea gospodărie acasă și trebuia să vă duceți la colhoz. Da, și venea acasă și trebuia să se aduci vaca la cireadă. Cu oile era altceva. Oile dai în câmp, te duceai acolo când trebuia să-ți iei tu brândășia ta, aveai grijă de tot și era acolo, spălai, măturai și era. Ce era în magazine? E adevărat, pentru că se vorbește foarte mult despre faptul că rafturile magazinelor erau practic goale și când se aducea ceva, asta era repede luat. În mod diferit, în timp diferit. Eu când m-am trezit, în magazine era câte ceva, era timpul lui Hrușov, nu era pâine. Numai pâine nu era. Nu era pâine și gata. A încercat, îi fac țele, nu știu, acolo, în altăt minciuni, asta tătă-i prostii, cumpărau, am găsit documentele lor, că s-a deschis arhiva și am găsit și eu șteza mea de licență istorie, am scris-o de strămarea URSS și am găsit documentele astea. 55 de milioane de tone de grâu cumpărau anual sovieticii ca să nu moară de foame. Pentru că în Rusia, când se strângea pâine, ei se îmbătau și nu o strângeau, dar acolo vin repede ploile și frigul și se termina. Și ei iau acolo, în Rusia, cei lor, nici cernoziomii, că mai cu seama. Apoi dacă eu un 10-15 centenari la hectar sau în Kazahstan, până la 18, pentru că noi aici vindeam la 80 centenari la hectar. La noi mult mai bine rodea ca la dârșii. Dacă și rodea și ei luau, deși ei nu duceau în Rusia. Să nu vă gândiți că înflorea Rusia. Rusia trăia mai rău ca noi. Ei tot asta duceau în lagărul socialist. Veșnic hrăneau Cuba, Nicaragua, Angola, Bangladesh, China, Vietnamul, Laosul, Cambodgia și dracu știe și lumea aici nu avea pâine.
Aici nu aveau ce mânca la Hrușov. Nu aveau ce mânca. Și puneau mazărea în pâine, era neagră, Doamne ferește, și ea era despicată, mazărea și ea în jumătate, nu era măcinată să fie făină. Și dacă nu, că trebuie să aibă un kilogram, o muie în apă. Dacă o uscai, îți forma gingile, dacă o mâncai așa, ți era rău la stomac. Și așa ea nu era. Și proștii spun acum, cum zic, da eu până acasă mâncam până ce. Dar ce dracu erai să mănânci dacă n-aveai nimic? Eu așteptam mămăligă și ea vine să o mănâncă acolo în ceaun. După 65 deja era pâine. Dar de ce unii spun că totuși în perioada sovietică s-a trăit bine? Apoi toți erau bine. La egalitate, nimeni nu era mai sus, nu era mai jos. Asta-s minciuni, stai prostii. Cine avea atunci la sovietici o garnitură de mobilă? Prin orașe aveau numai cei de la partid. La țară nu avea nimeni. Absolut nimeni, nici nu știau ce asta. Eu am venit aici la oraș în 1989. Și am umblat prin apartamente pentru că am fost lucrător la comunală. Apoi toți ăștia de la Comitetul Central aveau un mobil de România, mobilă bună, de lemn. Și eu am căpătat prima garnitură în 2002. De pe mână am cumpărat-o. Dacă vrei să o iei la sovietici, ei costau 1800 de rubli. Adică ăștia care făceau parte din partid aveau și mobilă și aveau ce mânca. Și troacă. Noi îi spuneam treucă. El și acasă mâncarea. Ei aveau tot cele. Mă, dacă n-ai văzut prima dată bananele. Oh. Apoi eu tot așa zic. Wow. Nu le-am văzut, domnule. La câmp, noi toți îmblam vara, îmbrăcămintea anilor 60. Toți erau în chiloți. Disculți și în chiloți. Colbă era așa de mare până la mirișoare. Dacă trecea o mașină, nu te vedeai din colbă. Și ala. Norocul nostru că erau puține mașini. Era două, trei mașini în colbuț. Vedeți cum era. După... Cum l-au scos pe Hrușov în 64 octombrie? Ei, eu nu țin minte că eram totuși de 6 ani. Mai țin minte zi cu zi. Dar ceva îmi aduc aminte cum a fost. La Hrușov, în afară de pâine, era. Și încă la Brejnev, o perioadă până la 70, era cărnat în magazin și nu-l cumpărau. Era pește sărat în magazin, el veșnic era și nu-l cumpărau. Dar de ce nu-l cumpărau? Pentru că omul prefera să mănânci de acasă. La noi era... Aha. O rușine, să spui, băi, l-am văzut cu tare gospodar, mâncam bălți, pâine cu măsline, băi. Băi, stai gospodar, băi. El trebuie să mănânce acasă. Tata îmi spunea că, zice, țăranul trebuie să cumpere numai chibriti, gaz și sare. Că restul tot acasă. Tot trebuie să aibă lui, gospodării naturală. Eu primul an l-am învățat cu o lampă de gaz, cu petrol. Nu era lumină electrică. Și încât pe masă era...